Seminar 2, cursul Cum scriem pentru online, prezentat de website-ul promovezate.com. Articolul pentru online, cea mai complexă abordare. Textul online impune cea mai complexă abordare. Este vorba, bineînțeles, de textul unui articol conceput, scris și publicat pe și pentru internet. De ce? Pentru că se adresează celor mai simandicoși și pretențioși cititori, spiderii de internet boții, Google boții, sau mai corect vorbind despre crawlerii motoarelor de căutare. Acești păianjeni cu minte de roboți de internet sunt în secolul 21 cei mai numeroși cititori de articole de pe planetă. Totodată acești cititori sunt și critici literari pentru tot ce se publică pe internet. Și ce este mai rău pentru omenire, spiderii nu au cultură, nu au spirit artistic, nu au imaginație. Sau mai degrabă, încă nu au, pentru că timpul și programarea web va adăuga noi valențe spiderilor de internet. Ei au însă capacitatea de a identifica conținutul original, cel unic, cel cu valoare pentru internet. De asemenea, acești spideri au capacitatea de a identifica conținutul preluat, textul copiat din altă parte. Probabil că rapida dezvoltare a programării web va conferi noi capacități acestor roboței construiți din limbaje de programare web. Scrierea unui articol pentru online face parte totodată și din optimizarea on-page de interior a unui website. Este bine de reținut, dacă nu respectați regulile de redactare a unui articol pentru online, puteți chiar pierde. Nerespectarea regulilor de scriere pentru online vă poate aduce penalizări uneori ireparabile pe motorele de căutare. Relevanța, modul în care este scris un articol, contribuie cu peste 37% la popularitatea unui link pe internet. Cu cât textul este mai bine scris pentru online, cu cât este mai diferit, mai unic. Cu atât mai multe procente din cele 37 sunt obținute. Ce reprezintă restul procentelor de până la 100%? Diferența până la 100% este reprezentată de link building-ul realizat pentru respectivul articol, optimizat outpage de data aceasta, de încrederea de care se bucură respectivul domeniu de internet, de vechimea domeniului și dimensiunea lui, short-tail sau long-tail, de traficul organic obținut de promovarea social media, ci de seriozitatea găzduirii, serverul de hosting. Fiecare articol scris pentru online trebuie să țină cont de anumite rigori pentru a avea succes. Articolul trebuie gândit din punctul de vedere al elaborării și redactării pentru a se impune pe internet în general pentru tema abordată, pentru cuvintele cheie dorite. Și tot pe internet, articolul trebuie să se impună în lupta directă cu articolele apropiate, optimizate pe etichete similare. Avem așadar, pe de o parte, concurența generală pe motorele de căutare și, pe de altă parte, competiția directă cu produse editoriale similare. Pentru ambele competiții, articolul scris pentru online trebuie să țină cont și să aplice anumite principii de bază. Și a venit timpul să vorbim despre principii de bază ale textului online. Articolul pentru online trebuie să respecte anumite principii. Funcție de îndeplinirea elementelor necesare, textul scris pentru internet poate avea sau nu succes în rezultatele motorelor de căutare. Voi încerca în acest subcapitol sau seminar să enumerăm aceste elemente importante ce trebuie îndeplinite de un articol scris pentru online. Și pentru a avea o logică, o ordine, vom începe din partea superioară a paginii ce afișează articolul. Avem titlul de browser, adresa web și titlul text afișat pe website în pagina de articol. Putem spune că avem trei titluri principale pentru un articol de website. Browser Title, URL-ul, titlul afișat ca text pentru articol. Avem apoi textul propriu-zis al unui articol scris pentru online, care, la rândul său, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Și nu este vorba de dimensiunea caracterelor în puncte tipografice, cum este cazul presei tipărite, de caracterele, fonturile folosite, așa cum sunt reperele pentru presa scrisă. Pentru online avem alte repere similare, unele, dar cele mai multe dintre ele absolut diferite de elementele de rigoare ale presei scrise. Subtitlurile, intertitlurile pe care le vedem într-un ziar au funcții similare la citire, dar diferite pentru online, ca limbaj de programare. Subtitlurile în online sunt headinguri și sunt marcate specific pentru a putea fi identificate de spideri și de algoritmii motoarelor de căutare. Altfel spus, subtitlurile unui articol web trebuie să poată fi citite ca atare atât de om cât și de spideri. Cum am amintit deja, un articol pentru internet este citit mai ales și mai des de spiderii de internet și apoi de oameni. Și ordinea este cea corectă. Un articol este indexat de internet doar după ce a fost citit de mai multe ori de spider pentru a fi indexat. Funcție de autoritatea domeniului și de page rank-ul site-ului, crawlerii motorilor de căutare îl vizitează mai des sau mai rar. Oamenii pot citi un articol de online doar după ce acesta a fost indexat prin parcurgerea lui de către spiderii de internet și după ce spiderii îi dau bun de tipar și apoi îl publică pe internet. Alte elemente importante ale articolului scris pentru online, fotografiile cu date de identificare pentru spideri, conținutul video. Fiecare dintre acestea conțin titluri proprii, transformând o simplă fotografie într-un articol secundar al articolului propriu-zis pentru motoarele de căutare. Și în mod diferit de presa scrisă avem și conținutul video, care nu este obligatoriu, dar care aduce plus valoare conținutului editorial destinat internetului. Separat de cele enumerate, un articol redactat pentru online poate conține și repere de geolocație. Și, spre deosebire de articolul pentru presa scrisă, print, avem și etichete, taguri, termeni ce sunt identificați ca atare de algoritmii motoarelor de căutare și de spideri, expresii ce se transformă la rândul lor în pagini secundare, ce au conținut identic cu articolul de bază, dar au titluri distincte pentru internet. Un canon important pentru articolul scris pentru online, separat de unicitatea conținutului, este dimensiunea, întindere. Un articol scris pentru internet trebuie să aibă minim 300 de cuvinte. Un articol web de succes trebuie să conțină cel puțin 900 de cuvinte.